și domnilor, bună ziua, sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24, astăzi invitat pentru prima oară în discuții despre Roman, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al municipiului Roman, domnul secretar, ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Leonard Achiriloaei. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit, bine am regăsit și pe telespectatorii dumneavoastră. Am uitat ceva titulaturi? Nu ați uitat, aceasta este titulatura corectă, este un minister care s-a comasat după ultima legislație și a fost din Ministerul Mediului separat, Ministerul Apelor și Pădurilor, a devenit un singur minister. Această nouă reorganizare e desigur aducând și o eficientizare a activității în cadrul ministerului, ceea ce cred eu că s-a resimțit la nivelul atât al guvernării cât și al activității pe care am desfășurat-o ca și mod de implementare a deciziilor în zona guvernamentală. Dar mă bucur că sunt din nou aici în orașul meu drag. Vă spun că de 6 luni au trecut, mai bine de 6 luni de când fac naveta la București, să zic așa, pe românește, chiar simțeam nevoia să mă întorc, să fiu alături de romașcani și mă bucur că am ocazia să le spun ceea ce vreau să fac, că voi avea posibilitatea de a interacționa direct cu ei și acesta este un lucru de care mă bucur nespus. V-a lipsit interacțiunea asta cu romașcanii? Oarecum mi-a lipsit, pentru că viața la București este cu totul altfel și activitatea față de cea de aici din Roman, să zic, din legislativ sau nu neapărat, sau chiar din executiv, pentru că așa cum știți, am fost aproape 10 ani în conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman și erau clar și anumite momente dificile, dar satisfacțiile cele mai mari le aveai atunci când reușeai să faci câte un lucru, noi, de exemplu, să modernizezi o secție a spitalului. Simțeai bucuria de pe din sufletul colegilor, din privirea lor, simțeai satisfacția în suflet. Și acum vreți să aduceți asta la scara mai mare. Da, lucrurile acestea sunt mai greu de resimțit la nivelul guvernamental, întrucât acolo procedurile de lucru sunt la nivel ministerial, sunt ședințe foarte bine structurate, programate, persoane care își fac treaba în locul respectiv, dar nu mai e acea satisfacție a beneficiarului, a celui care e mulțumit, și satisfacția îndeplinirii unui obiectiv este într-adevăr foarte mare. Domnule Achiriloaei, o mică întrebare s-ar referi la, și s-a vorbit mult în Roman pe povestea asta, vizibilitatea pe care ați avut-o, sau în fine, unii spun, nu ați avut-o în Roman în până acum, adică pentru cei care nu vă cunosc ar părea așa, ar fi un semn de întrebare, de ce îl cunoaștem atât de puțin? Cei care vă cunosc ar spune, măi, e un om modest, n-a vrut să iasă în față, și-a făcut treaba acolo, a stat închis între ghilimele în biroul lui în spitalul municipal, dar cei mai mulți nu știu, că poate nu e interesat, poate n-au văzut că ați fost lider de grup al consilierilor locali PNL Roman. Așa cum știți, am fost în cadrul Consiliului Local, într-adevăr, ca lider de grup al Partidului Național Liberal și președintele Comisiei de Buget Finanțe. Sigur, activitatea care s-a desfășurat în cadrul acestor comisii sau la nivelul spitalului, am făcut-o coordonând, așa cum ați văzut, și echipa de la spital și echipa de la primărie. Clar, nu a fost o zonă așa de vizibilă ca atunci când deții prima funcție, să zic, în primărie, clar, că ești primar sau ești viceprimar, ești clar mult mai vizibil. Poate și așa a fost firea mea, am o fire poate mai puțin prezentă în prim planul imagistic în mass media, dar important și ceea ce cred că trebuie să conteze este seriozitatea cu care te implici, experiența pe care o ai, devotamentul și, nu în ultimul rând, să știi să formezi echipe, să conduci echipe și să poți lucra în echipă, că așa de unul singur, vedeți, este foarte greu și exemple sunt multiple. Când e foarte dificil să poți
să realizezi un obiectiv, să poți să creezi o strategie doar așa de unul singur, pentru că plaja de problematici este diversă, îți trebuie experiențe și experți din multe domenii pe care trebuie să știi să-i coordonezi, trebuie să știi să-i așezi la masă și să obții rezultatul pe care ți-l dorești de la această muncă. De asta spun eu, chiar dacă poate vizibilitatea mea nu a fost cea pe care unii o așteptau sau pare unii și-o doreau sau alții nu și-o doreau. La final, candidatura este un concurs de miss. Dar e cel sigur, mai vizibil, sigur, are mai multe șanse cumva. Eu zic că și vizibilitatea contează și imaginea contează și ceea ce ai făcut contează și ceea ce poți să faci contează, dar cred că în primul și în primul rând trebuie să vadă toată lumea de ce ești capabil, ce ai făcut. Pentru că atunci poți să spui, domnule, uite, eu vin acum, aș vrea să desenez ceva, dar nu prea știu cum ar trebui, de unde ar trebui luate, unde ar trebui puse, iar lucrurile astea, vedeți, de multe ori un proiect ca să îl pornești și să ajungă la maturitate, la finalizare, este o perioadă foarte lungă de timp, cu pași foarte, foarte grei, foarte, având în vedere odată legislația, cât și complexitatea unui proiect. Dacă vreți să vorbim, de exemplu, din domeniul meu de activitate, știți că la spital am avut, din 2015 a fost ideea mea pe care am prezentat-o ca și proiect mai departe în 2016, acel centru imagistic de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ei, gândiți-vă, toți acești ani s-a muncit, s-au făcut studii, s-au făcut analize, pentru ca acum să avem în derulare un proiect care va fi de importanță foarte mare pentru Spitalul Municipal de Urgență, având în vedere că este o extindere, este o construcție care sigur va fi după ultimele norme și circuite în domeniu, dar și să fie după chestii după și dotările de înaltă performanță. Lucrurile acestea, clar, vin tocmai în sprijinul creșterii calității vieții și a actului medical în Roma. Lucruri de care sigur beneficiez eu, beneficiază dumneavoastră, beneficiază cei care se uită la... Plus cei din zona Roman metropolitană. Și nu în ultimul rând și cei din zona metropolitană. Pentru că, așa cum știm, Romanul deservește peste 200.000 de suflete. Așa e. Iar tot acest aflux de pacienți, că vorbim acum, sunt o presiune pe Spitalul Municipal de Urgență Roman. Mai mult în perioada asta. Cu atât mai mult în perioada asta complicată. Dacă vă aduceți aminte, în perioada în care am fost consilier local, chiar am încercat, dar nu mi-a reușit așa cum mi-aș fi dorit, negocieri cu cei de la Consiliul Județean pentru a face o distribuție echitabilă a sumelor alocate pentru investiții pentru toate spitalele din județul Neamț. De ce? Dacă prin lege Consiliul Județean are în subordine doar Spitalul Județean, iar Consiliul Local are în subordine doar Spitalul Municipal de Urgență, noi deservim și celelalte localități din județ. Și atunci, atributul Consiliului Județean este de a sprijini cu sume pentru, și pentru funcționare și pentru dezvoltare. La funcționare poate să dea la Spitalul Județean de Urgență, dacă ne e vorba de latura investițională, de acea zonă de dezvoltare, ar trebui să, funcție de adresabilitate, de zonă, de cât de numărul de persoane care se adresează spitalului, să distribuie proporțional ceea ce investesc. Dacă 10 lei se investesc, domnule, 4 lei, să zic, 50 la Piatra, 3,50 la Roman, atât la Târgu Neamț. Acum adică, vorbește directul economic. Am încercat să fac acest lucru. Sigur, nu am reușit neapărat să ajung în această zonă. Îmi doresc ca în perspectiva aceasta să fie o zonă de negociere cu Consiliul Județean. Păi dacă la Consiliul nu se schimbă nimic. Eu cred că echipa noastră, echipa Partidului Național Liberal, alături de domnul Laurențiu Leureanu și cu domnul Mugur Gozmaciuc, vor găsi soluțiile și vom arăta romașcanilor și cetățenilor din județul Neamț că putem să conducem județul și vom veni cu o altă viziune și cu o viziune echitabilă, foarte bine ancorată în realitate și de a lucra cu aceeași măsură pentru toată lumea.
că, vedeți dumneavoastră, nu suntem eterni în locurile în care ne desfășurăm activitatea. Trebuie să, cum se spune pe românește, să lași loc de bună ziua, să arăți că tot timpul ai fost mânat de bune intenții și că ai rezolvat cu aceeași măsură pe toată lumea. Că la doctor, dacă vii, trebuie, nu te întreabă, domnule, cum te cheamă, cam ce vârstă ai, cam unde lucrezi și atunci să văd, îți fac procedura X sau procedura Y. Nu. Cred că toată lumea trebuie să conștientizeze acest lucru și mi-aș dori ca mai departe să facem ceea ce credem noi că este mai bine. De aceea zic eu că o guvernare atât locală cât și județeană a PNL va aduce o dezvoltare și atât echitate cât și dezvoltare în județ. Dar talentul unui primar nu este să fie neapărat din partidul potrivit. Talentul unui primar ar trebui să fie de om gospodar care se poate înțelege și cu X și cu Y și cu verde și cu portocaliu și cu căcăniu în dungi. Nu contează... Primarul, într-adevăr, trebuie să fie și un bun gospodar, trebuie să fie și un bun negociator, trebuie să fie și ambițios, trebuie să știe și să rezolve problemele, trebuie să aibă un mix de abilități. E clar că nu e suficient să fii doar gospodar, pentru că sunt lucruri care nu se rezolvă doar fiind gospodar. Cum vă spuneam, pentru când lucrezi într-o echipă, se spune de multe ori, dacă ești lider, trebuie să demonstrezi ca echipa să te urmeze. De aceea este foarte important ca în momentul în care lucrezi cu un grup, nu știu, că sunt director, că sunt altă categorie profesional, trebuie să te urmeze, să-i convingi că ceea ce vrei tu să faci este bine și că tu faci parte din aceea echipă și atunci ei vor veni alături de tine și vor putea să contribuie la dezvoltare. Eu cred că noi am reușit să arătăm că avem o echipă foarte competitivă la Consiliul Local. O să vedeți, pentru că astăzi la ora 14 vom fi prezenți la Biroul Electoral Central unde vom depune candidatura atât la funcția de primar cât și candidații la Consiliul Local și veți vedea o echipă extraordinară, cu oameni competenți, cu oameni cu foarte multă experiență și oameni dedicați care vor să facă treabă pentru Roma. Poate să mă considere unii lipsit de modestie, dar vă spun sincer că eu cred că e cea mai bună listă din totdeauna pe care noi am propus-o pentru Consiliul Local. Și acoperim, să zic, aproape orice domeniu cu foarte multă experiență. Dacă aveți specialiști. Specialiști și din sănătate, specialiști și din învățământ, și din mediul privat, avocați, notari. Adică o să vedeți că oamenii care au venit și doresc să muncească și să clădească pentru Roman sunt oameni cu foarte multă expertiză. Și de aceea și eu mă simt onorat că pot lucra cu asemenea echipă și sigur romașcanii vor vedea și îi rog să aibă încredere și și vor vedea că această echipă va fi una care va lucra clar în folosul romanului. Haideți să luăm situația în care la Consiliul Județean va continua să fie domnul Ion Arsene. Să admitem că se va întâmpla treaba asta după alegeri. Relația primăria Roman-Consiliul Județean n-a fost întotdeauna roză. De fapt, dacă nu mă înșel, vorbeam și cu domnul deputat la emisiunea în care l-am avut invitat, prea rar s-a întâmplat să fie aceeași coloratură și pe Roman și pe Consiliul Județean. Da, dar vedeți că atunci când a fost această uniune de culoare, să zic, între Consiliul Local și Consiliul Județean, a fost o etapă extraordinar de favorabilă pentru municipiul Roman. Au fost lucruri care au demarat în acea perioadă și acum culegem roadele acelei colaborări. Dacă aș spune doar câteva lucruri, dacă vă amintiți, domnul președinte Iohannis a spus clar că după alegerile parlamentare, da, unde clar Partidul Național Liberal este pe primul loc în favorabilitate și ca procent de încredere în rândul electoratului, va guverna și nu va fi un guvern PSD. Deci clar guvernul care va urma va fi un guvern condus de Partidul Național Liberal. La Roman vom avea o echipă PNL la conducerea primăriei Roman. Așadar, eu sunt convins că și la Consiliul Județean vom avea
o echipă PNL și în felul acesta va fi o nouă etapă de dezvoltare a romanului, pentru o etapă corectă de dezvoltare a romanului, care se va resimți. Mă tem că trebuie să reformulez întrebarea, pentru că mă duceți într-o direcție pe care eu nu vreau și nu-mi răspundeți în mod direct la ce vă întreb eu. Dacă la Consiliul Județean ar fi altă culoare, n-ați putea să vă mai derulați proiectele? Nu e vorba de acest lucru, dar exact pe principiul care vă pomeneam mai devreme. Am venit cu un principiu corect de a distribui banii alocați în dezvoltare în zona de sănătate. Nu am reușit să facem acest lucru. Asta nu înseamnă că nu s-a făcut sau nu s-au făcut anumiți pași, pentru că instituțional, vrem nu vrem, ne încadrăm în anumite tipare, adică nu putem face chiar toți ce vrem noi, că până la urmă lumea se uită la noi și ne spune, domnule, reveniți-vă. Dar este vorba de faptul că în momentul în care ai o colaborare pe aceeași linie a partidului, guvernare locală, guvernare județeană, clar că poți să-ți pui în practică planul de guvernare local, proiectele care vrei să le dezvolți în oraș mult mai bine. Sigur că trebuie să fii pregătit oricând pentru orice. Și tocmai de asta spun că dacă un primar trebuie să aibă și abilitatea unei negocieri. Și atunci, va, în orice situație, va trebui să găsești soluții pentru ca proiectele care ți le dorești să le poți, să le poți derula. Eu sper că o să am această abilitate și așa cum am demonstrat în timp că, deși nu am fost vizibil, ceea ce am construit, am construit atât cu tenacitate cât și cu aceste abilități de negociere și am reușit să fac lucruri atât la nivelul local, la nivelul spitalului sau în Consiliul Local, creând și susținând proiecte pentru roman, cât și la nivel, acum la nivel guvernamental, prin activitățile care le desfășor acolo, legate de ceea ce înseamnă procesul legislativ, acte normative care să vină în sprijinul românilor. Eu nu vreau să vă întreb acum despre proiectele de viitor pe următorii 4 ani, pentru că n-a început încă această campanie electorală. Această emisiune este una foarte scurtă. Știu că sunteți pe fugă, trebuie să ajungeți și la depunerea dosarelor. Ați zis la ora 14, nu o să stăm până atunci. Această emisiune este făcută ca oamenii să știe cine anume candidează, cine e Leonard Achiriloaei, ce a făcut și ce face în momentul ăsta. Ca ministru secretar de stat în Ministerul Apelor și așa mai departe, Mediului, Apelor și Pădurilor, ați avut niște proiecte, dacă nu mă înșel, și au fost puse în practică, legate de zona romanului, cu diguri, cu... adică sigur, v-ați implicat în mai multe. Sigur, pentru că așa cum ați văzut în raportul meu de activitate la 6 luni, am încercat să readuc pe tapet anumite lucruri care rămăsese uitate, așa cum v-am prezentat, în sertarele istoriei. Și, bineînțeles, fiind zona roman, zona de care sunt legat sufletește și zona unde locuiesc, trebuie să am mai multă grijă și chiar m-am ocupat direct de continuarea studiului, de reactualizare a studiului de fezabilitate pentru digul de protecție la intersecția dintre râul Moldova și Siret. Rămăsește o zonă spre comuna Gâdinți care nu avea finalizat digul pentru că erau acolo, era un coridor de expropiere, trebuia reactualizat studiul de fezabilitate și după aceea trebuia elaborată hotărârea de guvern. Iată că am reluat aceste demersuri și momentul de față este în pregătire documentației pentru aprobare prin hotărârea de guvern, iar după aceea se fac procedura de licitație pentru a se finaliza asta această lucrare. Asta se va întâmpla indiferent că veți fi acolo sau nu? De acum este deja pe traseu, nu se mai poate întâmpla absolut nimic. Urmează să intre într-o ședință de guvern după ce urmează toți pașii din punct de vedere a avizărilor la toate ministerele implicate. Iar, clar, acest lucru ne pune în siguranță pe noi, ne pune în siguranță Comuna Gâdinți pentru a putea fi apărați în momentele când vor putea fi viituri foarte mari și sper că acest lucru să fie de bun augur, dar noi să ne păzească Dumnezeu de acele lucruri, să zicem, urâte.
Sunt alte persoane, îmi cer scuze că trec dintr-o una în alta ca să vă cunoască oamenii și cu bune și cu poate mai puțin bune. Am filmat în urmă cu niște luni în dealul Mărului acele tăieri, știu că ați fost acolo și s-a discutat mult și sunt unii care vă reproșează, există destule persoane care vă reproșează că poate n-ați fost destul de drastic în ceea ce privește tăierile respective. Pe imaginele luate de noi cu drona se vede că s-a tăiat, acum nu știu cât de legal, de ilegal, nu am făcut anchetă. Dar știu că ați făcut un control acolo și eu am rugat colegii de la acolo Silvic Roman și cei de la inspecția silvică să meargă cu mine și să-mi explice care este situația, să facă verificări, tocmai pentru a vedea exact cum stau lucrurile, dacă sunt într-adevăr nereguli în ceea ce înseamnă această exploatare. Pentru că direct aceste lucruri nu intră în atribuțiile mele, eu fiind cu responsabil de domeniul apei, este un coleg secretar de stat care se ocupă de zona de păduri, dar pentru că era zona Roman, am zis că vreau să văd exact cum stau lucrurile și într-adevăr în urma acei inspecții s-a făcut un raport și a fost prezentat colegului meu pentru a aduce la cunoștință dacă lucrurile au fost așa cum trebuie sau sunt anumite lucruri pentru a se putea da altor organe. Deci n-a ținut de dumneavoastră să merge să bateți cu pumnul masă? Nu că n-a ținut. Eu asta am dorit, să văd cu ochii mei, să fiu aici prezent, să văd că într-adevăr sunt lucruri care, dacă se fac lucrurile corecte sau dacă nu se fac corecte, atunci cineva trebuie să ia măsuri. Sigur, ați văzut că ulterior au fost descoperite terii ilegale în alte zone. Așa e. Că am solicitat celor de la Garda Forestieră să facă inspecții în tot județul, să verifice ceea ce se întâmplă și bine, au mai fost și alte demersuri pe care dumnealor le fac în zona aceasta a tăierilor, pentru că e un, nu știu dacă neapărat un fenomen, dar se întâmplă anumite lucruri care nu sunt tocmai legale și conforme. La fel am făcut apel atunci către toți cei care semnalează altfel de exploatări sau transport, un eventual transport ilegal de bușteni, este acel radar al pădurilor, da, care se poate, în care se poate introduce numărul mașinii. Care funcționează și nu. Are momente, da, bă, e posibil să fii într-o zonă poate fără semnal, fără acoperire, dar să știți că au fost de foarte multe ori acel sistem de avertizare a dat roade și eu zic că e... Să înțeleg că de la București ați stat totuși cu ochiul pe zona asta Romanului. Eu am rugat toți cei implicați în acest fenomen să fie foarte atenți, să fie mereu în prima linie și de fiecare dată când au semnalat ați văzut că au adus la cunoștință autorităților sau celor abilitați aceste neconformități. Cum se vede candidatura de noastră la primărie prin ochii familiei sau a prietenilor? Familia a fost mereu alături de mine. Știți, sunt căsătorit, am doi copii. Băiatul, mulțumesc la toată lumea. Băiatul anul ăsta este student la automatizări și calculatoare la Cluj-Napoca. De viitor, scutit de impozite. Și fetița... Nu, asta e răutate gratuită. Știu că IT-știi sunt scutiți de... Fetița trece în clasa a șasea. M-au susținut mereu, pentru că știți că această activitate publică și activitate în administrație implică și sacrificii. Adică de multe ori nu ai program, nu începi la 4 și termin la 8, dar tot timpul au fost alături de mine, m-au înțeles și m-au sprijinit. Și vă dați seama că atunci când am decis sau când am vrut să merg la București, în zona ministerială, să încerc un alt nivel de administrație, au fost alături de mine, că nu a fost ușor. Vă gândiți că plecam duminica, mă întorceam vinerea. A, nu i-ați luat la București? Nu, pentru că soția lucrează în oraș, la o bancă din oraș, copiii sunt aici la școală, nu i-am luat. Și nu a fost ușor faptul să stai aproape o săptămână fără familie, te vezi doar în weekend pe fugă, a fost un efort pe care l-am făcut cu plăcere și cu satisfacție. În urma acestui efort am acumulat, zic, suficientă experiență guvernamentală și îmi va fi mult mai ușor acum să știu cum se fac demersurile la nivel ministerial, atât din punct de vedere legislativ,
pentru a face anumite propune anumite modificări legislative, cât și pentru a găsi trasee acolo ca să mergi direct la ușa la care trebuie. Asta vreau să vă întreb. Odată cu plecarea la București, cu mersul la București, presupun că s-au făcut niște relații pe care le puteți folosi la modul involuntar, legal. Vă dați seama, eram prezent săptămânal în ședințele de comisie de la Camera Deputaților și de la Senat. Acolo vin reprezentanții la nivel de minister, la secretar de stat din toate ministerele și se prezintă și se analizează proiectele. Multe din proiecte au avize comune de la mai multe ministere pentru a putea fi promovate. Clar, într-un backup, așa, suntem într-o discuție, ne prezentăm fiecare propuneri, inițiative, cum avem anumite mai viziuni. Avem o cafeluță, bine, și asta face parte tot din acea oameni, socializare, nu? Că corect. Toți, până la urmă, suntem oameni și am reușit să găsesc noi prieteni, să găsesc noi viziuni, să schimbăm experiențe, fiecare venind din domenii diferite, cu experiențele lui, dar faptul că ne așezam de foarte multe ori la această masă comună, în care trebuia să găsim soluțiile comune pentru a merge mai departe în cameră sau în Camera Deputaților sau în Senat, este un plus de experiență și sigur mă va ajuta pe viitor. Bun, și în continuare întreb, vă puteți baza inclusiv pe relațiile personale, la modul, mă, uite, du-te la omul ăsta, bate la ușa aia, sigur că da, mai fă ceva la proiectul ăsta. Da, în momentul, e foarte important să ai o informație la timp și corectă. Și atunci scurtez foarte mult din timpul pierdut, din lucruri care le faci sau nu le faci tocmai cum trebuie. Trebuie să întocmești un anumit raport pe care trebuie să aibă o anumită formă, trebuie să știi unde să-l depui. Dacă nu ai aceste detalii, poți ajunge, știți cum se mai întâmplă de multe ori. Ai făcut, domnule, n-ai scris drept, n-ai pus virgulă aici, te duci înapoi și mai revină o dată. Sigur, când scăpăm de birocrația asta? Că roman, poftim. Știți ce se întâmplă? Vedeți că ușor, ușor, în ultimul timp, având în vedere situația dificilă aceea pandemiei, au la nivelul tuturor instituțiilor s-a promovat foarte mult activitatea online. Ședințe, depuneri de documente, ridicări de documente, s-a redus acea interfață, acea conexiune directă dintre beneficiar și autoritatea respectivă, lucru care a scurtat din acești timp. Cred că ușor, ușor evoluția tehnologică, cât și această măsură de protecție, ne va crea o premisă pentru o reducere a birocrației, ca să o numim așa. Adică se pare că totuși o mică parte bună e și aceasta a retehnologizării și a activității în online. Așa, pe uscat, ca să zic, trei măsuri pe care le-ați pune în aplicare în primele luni de mandat. Să presupunem că romașcanii vă aleg, sunteți primar. Deci, primele trei măsuri. Una din cele mai importante măsuri care o voi lua este aceea asigurării activității în școlile și unitățile școlare de municipiul Roman. Păi nu știm când o să se desfășoare școala. Păi noi trebuie să, tocmai problema noastră este de a crea cadrul legal, de a putea asigura condiții pentru toți copiii care nu au, să zicem, dotări suficiente pentru a participa la orele online, măsurile de siguranță care trebuie scluate. Deci asta cred eu că trebuie să fie una dintre prioritățile activității administrației publice locale, pentru că această pandemie este foarte periculoasă și trebuie să ne punem cetățenii în mare siguranță și sănătatea noastră este pe primul loc. Sigur, concomitent și cu așa cum și cu actul de învățământ, care este iarăși o prioritate a noastră, că dacă nu avem un popor cult și informat, este foarte greu. Dar astea vor trebui să fie câteva lucruri de urgență care trebuie să avute în vedere chiar imediat după preluarea mandatului. Alte măsuri? Sigur, măsuri sunt, sigur, în domeniul medical, unde am anumite proiecte, unde sunt proiecte în desfășurare, unde acum este în analiză la Compania Națională de Investiții proiectul de modernizare a stației de sterilizare centrale a spitalului. Este un proiect foarte important și necesar atât pentru activitatea spitalului, dar cu atât mai mult pentru acreditarea care urmează să vină la Spitalul Roman. Da. Și sigur, zona sănătății este, dacă am putea să zicem așa, trei priorități acum să le gândim,
cred că sănătatea, învățământul și sănătatea, învățământul și cultura ar fi câteva lucruri foarte importante. Asta în cultura îmi place. Sună mereu bine să investim în cultură, ne uităm pe urmă la ce s-a întâmplat și cultura nu știu dacă există undeva pe lista de priorități. La final niciodată nu intră. Știți, e într-adevăr, tot timpul poate e lăsată la urmă, dar cultura ne definește și trebuie să o avem în vedere de fiecare dată, chiar dacă nu pare la fel ca și învățământul. Domnule, nu e prioritate, nu vezi neapărat importanța lui în acest moment, dar pe parcurs acesta este un act absolut necesar al dezvoltării umane. Ultima întrebare și pe urmă trebuie să încheiem, pentru că am zis de la bun început că nu o să dureze mult, trebuie domnul Achiriloaei trebuie să ajungă și la alte activități, printre care și depunerea dosarelor, care e foarte importantă. Inevitabilă, că astăzi este ultima zi. Ultima zi. Și anume, întrebarea ar fi, ținând cont de faptul că fostul nostru coleg de partid a plecat la alt partid, fostul primar, și a lăsat în urmă niște proiecte, multe dintre ele importante. Le veți continua sau o să mergem pe ideea clasică românească, dacă nu-i de-al nostru, îl radem și o luăm de la zero? Nu, n-aș vrea să punem problema în felul ăsta. Acum, dacă stăm bine și analizăm, sunt proiecte care, așa cum vă spuneam, acest proiect cu centrul imagistic de la Spitalul Roman, proiect cu care eu am venit, este un proiect în derulare, este un proiect care a fost promovat de Consiliul Local, în care am fost și eu parte, și pus în aplicare de executiv, care este în subordinea primarului. Evident că acum plecarea la un alt partid sau imposibilitatea de a candida asta nu înseamnă că acel proiect va trebui oprit sau nu. Este proiectul meu de suflet, aș putea să spun, și sigur vor mai fi și altele pe care trebuie să le promovăm, să le ducem, pentru că noi am gândit proiecte în echipă de fiecare dată, adică fiecare din colegii noștri vor veni și sigur o să avem timp să discutăm cu proiecte pentru roman și care sunt în folosul tuturor. Nu putem să spunem acum că a fost proiectul cuiva sau ne-am asumat. Știți, dacă ne uităm chiar pe site-ul primăriei, o să vedeți că este strategia de dezvoltare a municipiului Roman 2014-2020. O să vedeți acolo că multe din aceste proiecte pe care noi astăzi le avem în derulare au fost validate în 2014 în Consiliul Local, propuse la acel moment, era primar domnul Laurențiu Leoreanu, eu făceam parte și eram liderul consilierilor municipale în acea perioadă, alături de colegii noștri am supus dezbaterii publice și aprobării foarte multe proiecte din Roman. Dacă o să le parcurgem, o să vedeți că găsim acolo și modernizări de străzi și modernizări de scuri. Eu sper să apucăm să le discutăm pe emisiunile sigur, viitoare. Sigur, trebuie să continuăm să dezvoltăm Romanul. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș dezvoltat, să fie un oraș modern. Îmi doresc ca cetățenii din Roman să se simtă respectați și să se simtă în siguranță în municipiul Roman. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Aceasta a fost ediția de astăzi a discuțiilor despre Roman. L-am avut invitat pe domnul Leonard Achiriloaei, candidat la PNL la fotoliul de primar al municipiului Roman. Mai zic mulțumesc toată de invitație! Oricum, nu mai plăcere, ministru secretar de stat și așa mai departe, îl cunoașteți deja foarte bine. Rămâne să ne vedem data viitoare, când o să luăm la pași mărunți toate proiectele și toate ideile pe care le aveți pentru viitorul Romanului. Până atunci însă, care fiecare dată, toate bune! La revedere!